Târgul de Paște de la Rovinar și-a deschis porțile, iepurași de mari dimensiuni, cât și figurine cu ouă încondeiate, au fost amplasate în centrul orașului. Chiar și seara sunt așteptați cetățenii pentru a se bucura de iepurași și de o gustare dulce. Și vreau să vă prezint așa repede pe scurt cum ne pregătim noi pentru sărbătorile pascale și încercăm să le punem zâmbetul pe buze celor mici, pentru că ca de fiecare dată, ei ar trebui să fie sursa noastră de energie. Astăzi am terminat o parte din platoul Casei de Cultură, care este pregătit să vă întâmpine și să pune zâmbetul pe buze copiilor noștri. Și o să vă prezint cam cum ne pregătim noi pentru dumneavoastră și cum vă așteptăm aici, pentru că pe acest platou al Casei de Cultură, în maxim sfârșitul lunii mai, o să începem să dăm drumul la evenimente. Vom avea cel puțin 70 de evenimente de-a lungul anului și o să-mi permit să întorc camera acum ca să vă dați seama cam ce așteaptă pe micuții noștri aici la Rovinari. Robert Filip își dorește ca centrul orașului să cuprindă mai multe spații comerciale. În curând, în maxim o lună de zile, în aceste pergole, care sunt făcute cu fonduri europene, o să avem terase pentru public, vor fi deschise pentru zona de horeca, cu mâncare, cu băutură, pentru că cam toate evenimentele noastre se vor desfășura în această zonă. Aici avem un panou care va fi folosit pentru a transmite meciurile și pentru a transmite evenimentele noastre. Și cam așa ar trebui să arate zona noastră de promenadă. Lucrările din orașul Rovinari continuă în luna iunie. Primarul Robert Filip promite deschiderea ștrandului.